Spectacol de colinde organizat chiar în ajun de Crăciun la Centrul Cultural Ion Talianu din orașul Stațiune Târgu Ocna. Micuții artiști nu doar au urcat pe scenă și au colindat, ci au fost răsplătiți conform obiceiului, cu dulciuri și cu fructe, pentru efortul depus. Felicitări organizatorilor și felicitări artiștilor! Ce se va întâmpla astăzi? Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Astăzi, în Casa de Cultură Ion Talianu din Târgu Ocna, va avea loc un eveniment, un spectacol foarte frumos, dedicat copiilor, dedicat sărbătorilor de iarnă. Care e scopul acestui spectacol? Pentru că am înțeles că are și un scop caritabil. Da, sigur, va avea un scop caritabil, copiii vor primi fiecare câte un cadou de la moșu și sperăm ca toată lumea să fie mulțumită. O urare pentru că se apropie Sfintele Sărbători de iarnă, nașterea Domnului Iisus Hristos, anul nou, avem o salbă de evenimente. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc cu această ocazie. Sigur, cu mare drag, le doresc tuturor sărbători fericite, un an nou fericit, plin de bucurii, de împliniri, de tot ceea ce este bun în viață. La mulți ani și multă, multă sănătate! Sunt de la Casa de Cultură Ion Talianu din Târgu Ocna și urmează să asistăm la un spectacol organizat în preajma sărbătorilor de Crăciun. Cum se numește spectacolul? Bună ziua! Spectacolul se numește Bucuria Crăciunului. Și practic vom avea parte de colinde și nu numai. Ne vom bucura anticipat așa de ajunul nașterii pruncului Iisus Hristos. Un spectacol organizat de către Asociația Cantores Anime cu sprijinul Organizației Femeilor Liberale Târgu Ocna. Va fi un spectacol în care copiii vor cânta, vor dansa, vor spune poezii. Și la final cred că va veni și moșu, așa am primit o informație. Va veni și moșu cu cadou. Pentru că este sfârșit de an, suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, iar cu această ocazie vă transmitem Crăciun fericit și un călduros la mulți ani! Suntem la Casa de Cultură Ion Talianu din Târgu Ocna și un spectacol chiar înaintea sărbătorii nașterii pruncului Iisus Hristos. Da, este un eveniment inedit oarecum, este inițiativa Femeilor Liberale, care în scurt timp au reușit să mobilizeze și împreună cu Asociația Cantore Anime să organizeze acest eveniment frumos. Cum spunea românul Constantin Brâncuș, nu e greu să faci lucruri, e greu să te pui în starea de a face lucruri și doamnele au reușit să ne arate că în scurt timp pot organiza ceva cu cap, de la cap la coadă. Care scopul sau care ar fi, să zicem, motivul pentru care se va organiza acest spectacol? Pentru că vine Crăciunul, probabil va veni și moșul, la cei care au fost cu minți? Da, este modul doamnelor în principal și al nostru de a ura sărbători fericite locuitorilor orașului Târgu Ocna și de a petrece o seară agreabilă împreună, uitând de grijile zilei și încercând să fim mai buni, cum ar trebui să fim în fiecare zi a anului, de altfel. Și pentru că tot ați menționat că suntem înaintea sărbătorilor de iarnă, un mesaj pentru cei care ne urmăresc, că nu vine Crăciunul, vine anul nou, cu toții așa avem o salbă de evenimente de iarnă. Da, tuturor locuitorilor orașului, sărbători liniștite, sărbători cu bine, să uităm de grijile zilei, să ne bucurăm împreună cu familia, de cei dragi, multă sănătate și un an bun tuturor. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, urez locuitorilor orașului Târgu Ocna tot ce este mai frumos din suflet. Cred că sărbătorile de Crăciun, sărbătoarea Crăciunului, este pentru familie, pentru cei dragi și cu încredere și cu bucurie să așteptăm această sărbătoare. Să lăsăm toate celelalte treburi de peste an și acum să ne gândim la tot ce este frumos, la armonie, la bucurii, la cadourile care să ne le aducă moșul, la încredere și speranță. Crăciun fericit!